opera judecată. Deci ce s-a întâmplat? De ce v-ați certat? Eu n-au ce. De ce v-ați certat? N-au ce zici. Mi-a dat cu sapa. A vrut să-mi dea cu sapă și m-a scos amai afară. Și de trei ori mi-a făcut așa și m-a scăpat ei. Fata aia m-a scăpat. Dumnezeu să-i dea sănătate. Na, cum o cheamă, nu știu, a venit și să-l sare cu sapă pe mine, că ea, copilul ei are cine știe ce procuror pe la poliție. Dar dânsa spune că dumneavoastră ați amenințat-o cu sapa. Eu n-am avut treabă cu ea, ea vine cu ceata pe mine că mă bagă copilul ei la pușcărie. Nu știu de ce mă bagă pe mine, nu cred că am dat la nimeni în cap, că le omor. Și doamne, a fost de bine și doamne. Deci amândouă... S-a certat, numai așa. Deci nu s-a lovit, nu s-a îmbrâncit? Deci nu a pus una mâna pe aia. Bine. S-a certat din gură. Aia a zis că o bagă pe aia la pușcărie, asta a zis că n-are pentru ce. Dar de înjurat s-a înjurat? Nu, asta a zis numai că... Aha. Dacă civilisoare, civilisoare să nu vei... Pune dreptate în mine. Păi dar ce vei stau la ea să-mi vie cu sapa în cap? Dar e un retirat, domnule Aichene, și demnul treabă, e altă treabă. Dar nu mai întreabă, că l-a pune deși în două procese verbale, să nu mai întindem atât, dacă nu. Zi luna. Nu, ai 25. Care? 1900. Ia, bă! Eu de unde te-ai